Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 1 iunie 2021. Iertarea te eliberează. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Cu cât este mai mare ofensa, cu atât îți este mai greu să ierți. Însă va trebui să o faci, fiindcă orice ofensă pe care refuzi să o ierți și să o uiți, te va însoți mereu. Iar acest lucru va fi ca o piatră de moară pe care va trebui să o car după tine. Ai fost abuzat, înșelat, mințit, concediat sau maltratat într-un anume fel? Te-ai dezamăgit pe tine însuți? Te întreb cumva cum să trec peste greșelile mele din trecut și să devin iarăși o persoană onorabilă? Oricare ar fi suferința ta, soluția nu este alimentarea sau negarea ei, fiindcă astfel nu vei face decât să suferi în continuare. Cineva a spus că atunci când alegi să nu ierți pe cineva, e ca și cum tu ai înghițit o travă și ai aștepta să moară cealaltă persoană. Pentru a merge mai departe, trebuie să ierți, să uiți și să te împaci cu trecutul tău. Apostolul Pavel ar fi putut lăsa ca amintirea creștinilor pe care i-a trimis la moarte înainte ca el să-l întâlnească pe Hristos să-l distrugă și să-i compromită destinul. Dar el a refuzat să-și alimenteze mintea cu aceste gânduri și a scris în Filipeni capitolul 3 de la versetul 13: Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Am încheiat citatul. Iar Domnul Iisus Hristos însuși adaugă: când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Am citit din Marcu 11, versetul 25. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: iartă, uită, eliberează-te și mergi mai departe.